Slăjenii sunt sfătuiți să nu împrumute sub nicio formă bani de la instituții de creditare care funcționează în uscătoare de bloc sau în garsoniere, unități care nu sunt înregistrate. Riscurile sunt mari pentru cei care se împrumută fără documente sau de la unități care nu figurează în nicio bază de date sub control legal. Domnule Tamba, de ce apelează lumea la acest tip de împrumuturi? Evident, vorbim aici de instituții financiare nebancare. Instituțiile financiare nebancare sunt niște societăți organizate după legislația română, iar modul de operare a lor este foarte rapid. Deci obținerea unui credit de la o instituție financiară nebancară este într-un timp mult mai scurt decât la o bancă. Condițiile sunt minime pe care trebuie să le îndeplinească, mă rog, cineva care vrea să împrumute, și acesta este motivul pentru care apelează la aceste instituții financiare nebancare și mai ales pentru sume mici și pe perioade scurte de timp. Care sunt clauzele la care trebuie să fim atenți? Sigur că la orice clauză din contract și oriunde, oricând, orice fel de contract trebuie să fie foarte bine analizat și mai ales acolo unde sunt literele foarte mici. Ca atare, trebuie să fim atenți la clauze cum ar fi dobânzi, comisioane, eventuale garanții pentru care trebuie să le depunem pentru obținerea acelui împrumut. Din punctul nostru de vedere ca specialist în acest domeniu de activitate, cât de reale sunt ofertele promovate sau practic ce se ascunde în spatele lor, că par foarte, foarte atractive? Acum, sigur că oferte sunt o felul de oferte și trebuie să fim atenți ce fel de oferte sunt. Una este ofertă făcută de la o societate cunoscută care este pe piață de ani de zile, care și-a demonstrat în istoricul ei seriozitatea, și lucru este să luăm oferta luată de pe stâlpi electrici, de pe stradă, de pe garduri sau știu eu de unde. Acum că se ascunde ceva sau nu se ascunde depinde de contractul care îl încheiem. Trebuie să fim atenți la clauzele din contract care pot să ne apere sau din potrivă pot să ne creeze probleme. Care sunt riscurile la care ne supunem? Riscurile nu sunt foarte mari riscuri decât cele legate de dobânzi, fiindcă de regulă la aceste IFN-uri, dacă vă uitați, vedeți că fac niște oferte legate de dobânzi zilnice. Și dacă vedem o dobândă de 1%, 1,2%, 3% pe zi, acestea înseamnă dobânzi foarte mari. De regulă dobânzile sunt de la 80-90% pe an, care pot să ajungă și la 3-400% pe an. Dar faptul că sunt pe perioadă foarte scurtă face ca persoana care împrumută să îi se pară că suma nu este foarte mare, dobânda nu este foarte mare, de exemplu să împrumută sume mici, de 3.000 de lei, de 4.000 de lei și pe o perioadă de o lună, două, trei. Ori aici, chiar dacă este o dobândă de 300-400% pe an, pe o perioadă de 30 de zile, cu o sumă așa de mică, de 4.000-5.000 de lei, ți se pare că dobânda este foarte mică, dar luat procentual, sunt dobânzi de 100%, 200%, 300% sau chiar mai mari, ceea ce vă dați seama că este enorm față de o dobândă la bancă de 5, 6, 7, 8% pe an. Și ultima întrebare, ce șanse avem în justiție în condițiile în care nu ne mai putem plăti împrumutul? Asta depinde de ceea ce este prevăzut în contract și care sunt clauzele contractuale. Sigur că cel care împrumută creditorul, societatea IFN, va încerca să-și recupereze prin toate mijloacele sumele pe care le-a împrumutat.